Bună ziua, oameni buni și dragi! În această zi vă salutăm de la Luncavița. Mergem să o surprindem și să o felicităm pe doamna Niculina, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Prinde al 76-lea trandafir la buchetul vieții. Cu această ocazie, cineva drag doamnei Niculina, care o iubește enorm de mult și nu poate să-i fie alături în această minunată zi, a dorit ca prin intermediul nostru să-i ureze un călduros la mulți ani, cu sănătate. Rămâneți alături de noi să vedem din partea cui vine această minunată surpriză și să-i urăm împreună un călduros la mulți ani. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Traian mă numesc, de la Surprize, Surprize, Tulcea. Și o căutăm pe doamna Niculina. Da, eu sunt. Să rămâinele, doamnă. Să fii sănătoasă. Stimată doamnă, din câte am înțeles noi, astăzi dumneavoastră mai adăugați un trandafir la buchetul vieții. Adevărat, da? Da. Cineva drag care vă iubește și care nu poate să vă fie alături în această minunată zi, a dorit ca prin intermediul nostru să vă ureze un călduros la mulți ani, cu sănătate și toate cele bune. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi ca să vă felicităm și să vă facă ziua mai frumoasă? Cam da. Tu ai de unde, Aurica? Cine, doamnă? Cine vrea? Cine? Eu o fată în Spania. Stimată doamnă, avem pentru dumneavoastră o dedicație muzicală care cu siguranță o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine surpriza. Avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, ceva dulce, un buchet de flori, dar mai întâi să ascultăm melodia, să vedem ce vrea ea să ne transmită. Oh,
melodia v-a ajutat. Cum spuneam, avem și un mesaj pentru dumneavoastră, un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Mămică scumpă și dragă, fie ca orice zi să fie minunată și unică, să te înconjoare mereu oameni dragi. Îți dorim să rămâi la fel de frumoasă, veselă și activă. Ești cea mai bună din lume. Îți dorim cât mai multe clipe minunate și memorabile, o viață frumoasă ca în poveste, să ai parte de susținere, atenție și iubire. Fie ca dispoziția bună să nu te părăsească niciodată. Cu multă dragoste și recunoștință, fiica Mariana și ginerele Grigore îți urează un călduros la mulți ani fericiți. Dacă doriți să le spuneți ceva, puteți să o faceți, că să vadă înregistrarea. Eu îi mulțumesc frumos, nici nu m-am așteptat pentru așa treabă și nu știu cum să le mai zic, să trăiască și să înțeleagă de acum acolo câți ani vor ei să trăiască împreună. Să fii sănătoși. Avem, nu putem pleca de aici până ce nu facem și unul la mulți ani în sănătatea dumneavoastră și a întregii dumneavoastră minunate familii. Mare drag. Dar mai avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Este cineva aici care v-a privit tot timpul. Mariana, tu ești Mariana. Ce mi-ai făcut, Mariana? Mariana, ai spus mama să îmbrace poate mă îmbrace întotdeauna. Da, Mariana. Surprize dulcea, vă dorim un călduros la mulți ani, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră și, în ultimul rând, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Eu vă mulțumesc frumos, să vă dea Dumnezeu să mai faceți și alte misiuni de astea care a făcut la bunica la 76 de ani. Eu zic să plec lângă tata aia, dar văd că mi-e țin fetele astea așa foarte. Nu, nu. Tocmai azi mai întineric până. Da. Sufletește. Azi am întrebat că câți ani împlinesc. Da. Toate cele bune și Doamne ajută. Eu